Bun, stai și bine, v-am regăsit la un episod din Deer Hunter 2014, ok. Data trecută am rămas aici pe regiunea 8-a și hai să continuăm cu un Trophy Hunt. Ok. White Bird. Bun. Ok. Cred că Trophy Hunt-urile sunt cele mai ușoare misiuni din tot jocul ăsta, deoarece tot timpul ținta se mișcă, de fapt nu se mișcă de cele mai multe ori, și se presupune că ai o armă destul de upgradată ca să poți să treci foarte ușor. Mie cel puțin nu-mi aminte să fi pierd vreodată la un Trophy Hunt, așa că e bine. Bun, Rare Hunt. Hai să facem și o misiune de asta. Să-mi iau ca armă secundar un shotgun. Dacă îmi cere shotgun, să am un shotgun. Am un shotgun, dar nu-i bun. Sau, ba da, e bun. Regina 5-a, 6-a, de-a 4-a. Da, sunt mult mai bun. Ok. Ok, până acum îmi place locul ăsta. Hai să schimb de acum pe shotgun. Ok. Oh, gata, l-am văzut. L-am reperat. One shot. Mă, hai că e bun shotgun-ul ăsta. Plus că nu trebuie să-i fac reload de fiecare dată când trag, așa că e foarte bine. Bun, să continuăm și cu Hunting Series. Nu cred că am mai terminat un Hunting Series cu 40 de misiuni dintre astea de foarte mult timp. Și mapa asta e foarte cunoscută, poate doar puțin modificată. Ok. Așa. Ei, asta nu ne interesează. Next. Hai să mai continuăm pe aici și aș vrea să fac și niște rare hunt-uri de la regiunile anterioare, de la regiunile, nu pot să zic regiuni la plural. Fac. Din regiunile anterioare. Ok, trebuie să dau un long shot. Ok. Nu știu, ceva îmi spune că aici ar trebui să scot shotgun-ul și să văd ce se întâmplă. Plișet cum trag cu asta. Hai că e bună arma. Ok, tocmai am trecut cu shotgun-ul la o misiune de genul ăsta. E bun. Ok, aici am nevoie de o arbaletă. Hai să schimb arma asta cu o arbaletă. Bows. Și să fac și niște misiuni dintre astea. No, ci că nu-i bună. Îmi trebuie alta și nu am bani pentru asta. Mă rog, nu contează. Bine, dacă pot să fac misiunea. Nu mă las să fac misiunea. Fac. Ok, o schimbăm atunci. Și acolo să facem altă dată. Ok. Mai să fac și din rare hunt-urile astea.
că până la urmă nu ocupă, nu necesită niciun punct de la de energie, așa că e foarte bine. Ok. Iau, dar nu-i văd. A, mai aici pot să vânesc cu shotgun-ul. Headshot. Long shot. Schimbă o dată arma, frate. No bun. Pe monede, o să am nevoie de multe monede de astăzi să-mi cumpăr o arbaletă. Are you serious? Da, vedeți, nu prea termin eu hunting serious chestiile astea. În Alaska și pe aici am terminat. Ia să că mai e un rar hunt pe aici pe care nu l-am făcut. Și trebuie ca să deblochez o regie intrare ascunsă. Cred că asta. Asta și încă altele care sunt tot aici, dar mă rog. Ok. Da, eu nu văd niciun urs pe aici. O, gata, l-am văzut. Ok. Bun, hai să continuăm. Tot pe regiunea 8-a. Într-un fel e bine că au rămas niște rare hunturi neterminate, pentru că aparent sunt mai multe pe care poți să le faci, nu știu chiar câte. Și pot să le fac în episoade următoare, pentru că nu ocupă energie. Ok, cred că așa e bine. E foarte bine. Caribou. Ok. Asta e un caribou. Fuck, am tras pe lângă. Gata. Nu eram atent și am tras pe lângă plămân. Ok. Play now. Bă, nu am o armă dintre aia. De fapt, ia să-i weapon shop. Marcos a ceva, numai că de obicei îmi cumpăr rifle-uri cu banii ăștia. Uite, pot să-l cumpăr pe ăsta. Știu că am vrut să-l cumpăr pe ăsta, dar m-am răzgândit. Da, mă rog. O să jucăm împotriva regulilor. Da, nu știu ce am astăzi. Sunt cam obosit. Body shot. Aș fi mai degrabă că a fost un leg shot, dar aparent nu. Leg shot, în sfârșit.
Bun. Contract Hunt și, da, Contract Hunt-urile astea două sunt pentru a face rost de bani și astea ar fi oarecum misiunile principale, dintre care Trash Hunt-ul cel mai important ca să poți trece pe cealaltă regiune. Zambezia. Da. Bun, hai să văd dacă mai am Rare Hunt-uri dintre astea nefăcute. Văd că am multe Elite Series. Și aici e și chestia asta, Anniversary Event. Pot să fac vreo misiune de pe aici. Mai să dacă pot să fac asta. Girafe. Vom vâna girafe. Interesant. Girafe. Nici nu mi-am uitat dacă am vânat vreodată girafe în jocul ăsta. Longshot. Stai, schimb pe șurzan, că parcă văd că vine una și mă atacă. Uita, asta vine amenințător spre mine. Toate vin amenințător spre mine, ciudat. Africa, regiunea a patra. Am trecut de pe a opta pe a patra. Dar e ok. Holy shit, cât de fain e locul ăsta. Struți. Holy shit, ce sunete scot astea. Ok, nu mă interesează chestia asta, nu cumpăr nimic. Toate cam ceva gold. Bun, și de aici deja nu mai pot să fac misiunile astea. Păcat. Bun, aș vrea să fac un weapon series, dar nu am o arbaletă bună. Și încă îmi vor mai trebui bani. Să continuăm cu Hunting Series. Poate măcar de acum o să mă mențin să termin cele 40 de misiuni. Poate. Headshot. Asta a fost ori body shot, ori long shot. Oh, headshot, bun. Doi într-unul. Oarecum. Dă într-o misiune. Bun, și mai am decât un singur punct de asta de energie. Deci deja că facem... Irosim 11 de asta pe episod, pentru că episodul trece de 10 minute, așa că se mai reîncarcă încă o dată cu una. Ok. Droid Hunt ocupă 2. Ok, Hunting Series, ca de obicei. Ultima oară, sper să nu dăm fail. Ok, hai să-l atac pe la care e mai departe, pentru că dacă e mai departe, e mai aproape de scăpare și nu vreau să scape. Headshot. Ok. Asta a fost chiar un headshot frumos. Bun. Păi, dacă acum tot mi-am prăpădit ca de obicei toată energia și nu mai putem face nimic, a venit momentul să închei aici episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, comment, share, subscribe și noi ne vom revedea data viitoare. Bye, bye!